Cosmin își dorește să fie sportiv, să câștige din nou concursurile de karate, să joace fotbal din nou. O boală rară îl ține însă prin spitale. Fundația Mereu Aproape Observator și Antena 3 vă invită să întindem o mână de ajutor. Trebuie să ajungă urgent în străinătate pentru analize și tratamente care nu sunt disponibile la noi în țară. Are nevoie de 18.000 de euro. Noi îl putem ajuta cu un gest simplu, donând 2 euro prin SMS la 848. Nu puteam să dorm. Salivam tot timpul. E ceva de groază. Inițial, medicii au crezut că e vorba de o infecție banală în gât. Curând însă și-au dat seama că boala de care suferă Cosmin e mai complicată decât atât. Tot timpul el saliva și trebuia să-l ștergem la gură, să-i ținem o tavă și să-l ajutăm să nu se nece. Așa s-a chinuit luni de zile. Părinții s-au plimbat cu el din spital în spital pentru că medicii nu reușeau să înțeleagă ce se întâmplă cu adolescentul. Cosmin a făcut 10 de analize și tratamente. Cosmin suferă de o afecțiune extrem de rară. Practic, organismul băiatului nu se poate apăra de infecții. Pentru confirmarea acestei suspiciuni sunt necesare niște teste de biologie moleculară și genetică care nu sunt disponibile în țară. Familia lui Cosmin nu are însă cei 18.000 de euro necesari pentru a merge în Ungaria. Împreună îi putem ajuta. 2 euro puteți dona prin SMS la 848 sau sunând la numerele afișate pe ecran din rețeaua RomTelecom. Puteți dona 3 euro, 5 euro sau 10 euro. De asemenea, donații se fac și în conturile fundației Mereu Aproape deschise la BRD, în lei și în euro. Orice sumă contează. Pentru mai multe informații despre caz, intrați pe site-ul fundației Mereu Aproape, unde puteți dona și online. Vă rog frumos să mă ajutați să scap de patul acestui spital și să plec în străinătate pentru tratament. Cel mai